În cadrul campaniilor referitoare la promovarea acțiunilor inspecției muncii în domeniul sănătății și securității în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a demarat și pe cea legată de necesitatea monitorizării riscurilor profesionale în întreprinderile mici și mijlocii, care au între 10 și 49 de salariați. Din programul cadru al inspecției muncii, acțiunile de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici și vorbim de întreprinderi cu salariați între 10 și 49 de salariați. Acțiunile de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă se va desfășura în trimestrul 1-4 anului 2017. Vorbim de obiectivele acțiunii care sunt monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mici, precum și cu privire la măsurile de prevenire și protecție aplicate. Conștientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității sănătății în muncă, cât și identificarea situației actuale a activităților de prevenire și protecție realizate în întreprinderile mici. În vederea stimulării creierului mediului de lucru sănătos și sigur întreprinderi, și în special în cele mici și mijlocii, cadrul strategic al Uniunii Europene privind securitatea sănătatea muncă la locul de muncă 2014-2020 prevede ca respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare respectării legislative de organismele de control, inclusiv de Inspectoratul Teritorial de Muncă, rămân factor cheie pentru gestionarea securității sănătății în majoritatea unităților. În cadrul acestei campanii au fost nominalizați inspectorii de muncă ce vor forma grupul de lucru care au studiat metodologia activităților în acest domeniu, după care au fost selectate IMM-urile care vor fi cuprinse în acțiunea de monitorizare în baza de date AITM Neamț. Ulterior va fi transmis în aceste IMM-uri chestionarul privind respectarea cerințelor minime generate de securitate și sănătatea în muncă, în cele 10 întreprinderi mici și mijlocii și către inspectorii de muncă din program.